Totul în sănătate se rezumă la bani. O simt pe pielea lor bolnavii de diabet din județul Mureș, mai exact pensionarii care au venituri sub 700 de lei, pentru care compensarea medicamentelor este de 90%. Una peste alta, epuizarea fondurilor destinate Programului Național pentru Diabet înseamnă că fiecare dintre bolnavi va fi nevoit să-și cumpere singur medicamentele. Câți dintre ei au acești bani este ușor de imaginat. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Mureș au anunțat că vor face toate demersurile necesare pentru suplimentarea fondurilor epuizate. Aceștia speră ca banii să ajungă cât mai curând. Dacă bugetul întârzie să apară, diabeticii nu vor fi singura categorie de bolnavi afectată.